Bună seara și bine v-am găsit la Actual Regional. Sunt Paul Olar. Orașul Cluj-Napoca se regăsește pe harta europeană a tenisului. Al doilea turneu WTA va avea loc în orașul de pe Someș în perioada 25-31 octombrie. Noua senzație a tenisului, câștigătoarea US Open Emma Răducanu, vine pentru prima dată să joace în țara natală a tatălui său. Nu vor lipsi nici Simona Halep sau Gabrine Muguruza. Va fi un eveniment de înaltă ținută despre care ne va vorbi în această seară Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open, însă până atunci vă propun să urmărim un reportaj filmat astăzi la sala polivalentă, acolo unde au început deja antrenamentele jucătoarelor. Turneul WTA Transylvania Open, aflat la ediția inaugurală, va începe sâmbătă cu meciurile din calificări. Dintre cele 24 de jucătoare aflate la startul calificărilor, 6 vor accede pe tabloul principal. Briana Szabo, cea mai tânără sportivă din România prezentă în clasamentul WTA, de-abia așteaptă să joace în fața publicului clujean. În ultima perioadă am jucat și turnee de juniori, am jucat foarte bine la toate turneele și chiar mă simt bine pe teren. După ce a concurat în această vară în Statele Unite, și Ana Bogdan își propune să facă meciuri cât mai bune la Transylvania Open. Sunt destul de relaxată pentru că este primul meu turneu după US Open, deci o lună de zile n-am jucat niciun concurs. Este acasă, de aceea l-am și ales și cu siguranță mă bucură prezența fanilor, prezența oamenilor apropiați și eu zic că o să fie bine. Nume de top precum Simona Halep, Emma Răducanu, Garbine Muguruza sau Paula Badosa vor putea fi urmărite la Cluj-Napoca. Este cea mai importantă săptămână din tot anul, pentru că este săptămâna dinainte de turneul campioanelor. Jucătoarele vin să-și aleagă ultimele puncte, să se bată încă la turneul campioanelor. De exemplu, Garbine Muguruza încă nu este calificată, Paula Badosa încă nu este calificată, Anet Kontaveit cred că mai are ceva șanse matematice. Deci toate jucătoarele vin pentru asta. Altele, care dacă sunt calificate sau nu vor încă să-și mai facă puncte pentru finalul de an, să intre cu un clasament cât mai sus la anul. Transylvania Open se desfășoară din 25 octombrie și până în 31 octombrie. Așadar, alături de noi, prin intermediul telefonului Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open. Te salută, Patrick! Salut, Paul! Mulțumesc de invitație! Mulțumesc și eu că te-ai alăturat emisiunii noastre. Știu că au fost zile extrem de aglomerate pentru voi, cei care organizați acest turneu WTA, al doilea la Cluj-Napoca. Spune-ne cum e atmosfera înainte de startul competiției, cum v-ați pregătit. Sala arată foarte bine, am văzut și în imaginile din reportajul anterior. Da, vă mulțumim de apreciere. Da, în primul rând pot să spun că a fost o provocare foarte mare să organizăm două turnee WTA în decurs de 3 luni. Poate să sune puțin SP, dar hai, uite că reușim. Cred că va fi un eveniment de mare succes. Îmi place foarte mult cum a ieșit sala. Echipa noastră de logistică a făcut o treabă extraordinară. Au reușit să facă o premieră în industria de evenimente sportive din România, să instalăm două terenuri de joc în aceeași sală. Deci sunt mândru de toată lumea și îmi place cum arată sala. Cred că suntem într-un moment bun acum în care fiecare știe ce are de făcut din punct de vedere al organizării și așteptăm toate aceste nume foarte mari ale tenisului la Cluj cât de curând. Cum ați gândit, Patrick, totul? Iată, este o premieră ca în sala polivalentă să existe două terenuri pe care să se joace simultan în meciuri de tenis. Am mai avut partide în Cupa Davis, în Fed Cup, însă se juca pe un singur teren. Așa erau obișnuiți spectatorii și telespectatorii totodată. Acum va fi ceva inedit. Corect. Chiar dacă trebuie să spunem că am pierdut foarte multe locuri cu acest setup, adică din 8.000 de locuri trebuie să se știe că, sau 8.500 cât are sala, trebuie să se știe că noi folosim nu mai mult de undeva la 2.000 de locuri pe zi, pentru că am ales să vindem bilete doar, să vindem bilete cu 50% această limitare impusă de COVID doar pe terenul central, iar toți cei care își cumpără bilet să aibă acces la ambele meciuri. Nu am vrut să vindem bilete pe ambele terenuri, tocmai pentru a da oamenilor șansă să vadă cât mai multe meciuri și să fie cât mai accesibil pentru toată lumea. Ne-a venit ideea din două motive. Unul este legat de faptul că am fost obligați să îndeplinim un număr minim de terenuri. Minim 4 terenuri trebuie să ai la competițiile WTA de indoor. A fost foarte greu și n-am vrut să blocăm ambele săli, și sala polivalente și Horea Demian, ca să dăm și celorlalte echipe de la sectorul Cluj și tuturor care au sporturi în sală,
să nu le blocăm activitatea atâtea săptămâni. Așa că am vrut să am luat sala polivalentă și încă o sală de antrenament din Cluj. Asta a fost unul dintre motive, iar doi e faptul că nu s-a mai făcut niciodată și ne motivează întotdeauna să facem lucruri în premieră și cred că asta atrage foarte multă atenție pozitivă. Uite că se dovedește că echipa noastră de logistică poate să facă magie, ca să zic așa. Fără să ne dai foarte mult din casă, pentru că, nu știu, cred că e mai bine ca oamenii să vină și să vadă cu proprii ochi la sală ce ați gândit voi acolo. Procesul de branding, cum s-a realizat? Îmi dau seama că jucătoarele, odată ce pășesc în sală, conștientizează și mai bine că au ajuns în Transilvania. Spune-ne mai multe. Da, într-adevăr, noi întotdeauna dorim să venim cu ceva extra. Nu vrem să organizăm doar un meci, doar un turneu, doar un eveniment sportiv, ci vrem să organizăm o experiență aparte pentru toată lumea implicată, mai ales jucătoarele, care sunt prioritatea noastră numărul 1. Trebuie să știe că sunt la un eveniment special, așa vrem noi să-l facem să pară. Vrem să le dăm ocazia să afle cât mai mult despre ceea ce înseamnă Transilvania, ce înseamnă orașul Cluj-Napoca și să plece cu, să zicem, o cultură mai bogată de aici. Și așa am creat această poveste, chiar la intrarea jucătoarelor este un afiș mare pe care scrie Welcome to the Land of Fairy Tales, bine ai venit în tărâmul minunilor, ca să zic așa, și un castel al lui Dracula, așa, asta am vrut să facem această poveste, ca să dăm efectiv o doză de magie și o doză de fantezie evenimentului. Și, până la urmă, cred că asta aduce plus valoarea și comunității, și Clujului, și României, îi aduce expunere internațională până la urmă. Ai vorbit despre rigorile pe care le impun cei de la WTA. Te rog să ne spui, organizatorii, cât a fost de provocator să faceți totul? Da, bineînțeles că este o provocare și provocarea numărul unu, cred că în momentul de față o au situația cu COVID-ul din țară. Bineînțeles că situația din România clar nu arată bine, știm, suntem conștienți de asta. Asta ne-a făcut să avem măsuri și mai stricte, testări odată la 3 zile pentru majoritatea oamenilor implicați în eveniment, inclusiv eu trebuie să-mi fac 4 teste PCR în timpul competiției, toată lumea bineînțeles vaccinată, măsuri peste măsuri, sper să avem o anumită predictibilitate și din partea autorităților, să nu mai tot vedem schimbări de la o zi la alta, pentru că e greu așa să face o planificare, dar uite că am reușit cumva să trecem peste toate aceste hopuri și să aducem asemenea competiție la Cluj. Bineînțeles, obiectivul este să o avem foarte mulți ani de acum înainte, orașul Cluj merită și e foarte important cum va ieși acest eveniment, pentru că acest eveniment a venit ca un rezultat, o consecință pozitivă a Winners Open din vară, când VTA-ul a văzut că am organizat un eveniment de top. Așa că așa trebuie să fie și acum și să arătăm că suntem un partener de lungă durată a celor de la WTA. Tocmai asta voiam să te întreb. După succesul de mare amploare pe care l-ați avut cu Winners Open, ce v-au transmis cei de la WTA? Mă gândesc că nu întâmplător v-au oferit organizarea unui nou eveniment sub egida lor. Bineînțeles, mai ales în aceste condiții cu pandemia, foarte mulți organizatori de evenimente la nivel mondial nu au mai reușit, fie n-au mai reușit, fie n-au mai vrut să-și asume riscul de a organiza astfel de competiții. Vorbim despre costuri aici de clar 7 cifre în euro, peste 1 milion de euro costă un astfel de turneu cu toate costurile incluse. Așa că mulți oameni nu vor să-și mai asume acest risc și atunci noi am... Bineînțeles, am avut și noi curaj, am riscat și am pășit în momentul în care alții au renunțat și am profitat de această oportunitate. Mai departe, deja ne-am dezvoltat o relație foarte frumoasă cu cei de la WTA în timpul evenimentului din vară. Ne-au spus că am fost unul dintre cele mai bune turnee WTA organizate în acest an. Chiar și supervisor ne-a făcut un raport extraordinar la sfârșit. Ne face mândri acest lucru. Eu consider că echipa din jurul meu este o echipă incredibilă, care muncește zi și noapte și acest lucru se vede. Fiecare vrea să facă extra. Nimeni nu vine să muncească, să zicem, pentru bani, vine să muncească din pasiune. Și sunt cel mai mândri, până la urmă, de echipă. Este cel mai important avantaj pe care noi le avem. Și atunci când spui echipă, un rol foarte important îl au voluntarii. Ați avut voluntari la absolut fiecare eveniment pe care l-ați organizat. Cum îi alegeți pe oameni și ce relații se creează ulterior între aceștia?
Bineînțeles, voluntarii sunt un punct cheie. Nu se pot organiza evenimente fără ei. În absolut fiecare eveniment i-am avut lângă noi. Este extraordinar acest lucru. Mi se pare incredibil ca pasiunea cu care ei vin și ne scriu, dar acest eveniment de acum a depășit absolut orice așteptare și orice alt eveniment pe care l-am făcut. Adică am avut aplicații, cred că undeva la 250-300 de aplicații de voluntari și am rămas în final cu undeva la 170 de voluntari care lucrează aici la eveniment. Deci este incredibil faptul acest lucru și mă bucură că foarte mulți dintre ei sunt foarte tineri. Adică o fac din plăcere, din dragostea pentru tenis, cu siguranță și numele mari care vin le atrage foarte mult atenția. Deci, da, e un lucru foarte bun și mă bucur acest lucru, da. Cu siguranță vei fi de acord cu mine în momentul în care voi spune că niciun eveniment, în special un eveniment sportiv, nu își are rostul fără publicul spectator, fără fani. Da. Din fericire, la Transylvania Open vom avea fani în tribune, chiar dacă situația epidemiologică este destul de serioasă și a oferit multe provocări. Ce trebuie să știe oamenii care vin în sală? Mă gândesc că vor fi măsuri de siguranță foarte bine puse la punct. Da, bineînțeles. În opinia mea, n-ar fi niciun motiv. Nu ar fi fost niciun motiv ca oamenii să nu fie în sală, pentru că unul la mână toată lumea este vaccinată, fie trecută prin boală, adică suntem toți într-un mediu sigur. Doi, toți purtăm mască, avem voie să avem o capacitate doar de 50% din sală. Uite că noi din 8.000 de locuri ajungem să folosim 2.000, nici măcar nu suntem la 50%, suntem măcar la 25%. Bineînțeles, toată lumea să poarte mască, să fie vaccinat și suntem până la urmă, sunt spectatori care stau pe staun cu mască, la distanță. E mult mai puțin, să zicem, periculos decât a merge într-un club sau așa mai departe, unde e o aglomerare foarte mare de oameni. Deci, până la urmă, asta trebuie să știm, fiecare să fie vaccinat și să se bucure de tenis, pentru că astfel de tablou principal, cum vedem acum, nu știu dacă vom mai avea vreodată în România, vorbind foarte sincer. Este o conjunctură incredibilă aceasta pe care noi am avut-o acum la Transylvania Open. Tocmai de aceea te-aș ruga să ne spui mai multe. Cum ai reușit să atragi atât de multe nume mari din tenis? Da, în primul rând, aceasta este cea mai importantă săptămână din tot anul competițional, pentru că este săptămâna, ultima săptămână de turnee, ultima săptămână, de fapt, înainte de turneul campioanelor. Este ultima șansă a jucătoarelor de a prinde ultimele locuri. Și aici vorbim despre, în primul rând, Garbine Muguruza, care este locul 5 în lume, dar care în clasamentul de turneul campioanelor, care ia doar punctele de anul acesta în considerare, ea este undeva la locul 7-8. Deci nu este calificată încă. Apoi o avem pe Paula Badosa, care tocmai a câștigat turneul de la Indian Wells. Deci o jucătoare într-o formă incredibilă. Bineînțeles, clar, nici n-are rost mai specific asta. Simona Halep este de acasă, i-a fost întotdeauna. Exact, cred că orașul nostru a adoptat-o. Este cumva în sufletele noastre și e, să zicem, favorita tuturor numărul 1. Și Simona Patrick va veni la Transylvania Open direct de la Kremlin Cup, acum joacă în optimi, dacă nu greșesc. Da, joacă împotriva Kudermetovei, care și ea este pe listă la noi, este chiar cap de serie la Transylvania Open. Mâine va juca Anett Kontaveit versus Garbine Muguruza, iarăși și ele două vor fi la Cluj. Deci cumva, uite că de la un turneu de 500 avem o echipă întreagă de jucătoare. Nici n-are rost să mai specific și de Emma Răducanu, de care toată lumea ne întreabă. Cred că a creat un lucru extraordinar din ceea ce a făcut. Toată lumea așteaptă și pe ea cu brațele deschise, bineînțeles. Și pe celelalte, până la urmă, pe jucătoarele noastre românce, pentru că avem atâtea românce. Și până la urmă, pentru ele am creat aceste turnee și am vrut să promovăm tenisul românesc și tinerele talente, să ajutăm, până la urmă, copiii să meargă cât mai aproape de tenis și să arătăm că în România se poate face performanță. Și tocmai de aceea ați oferit mai multe wildcard-uri tinerelor jucătoare românce. Una dintre ele este clujanca Briana Sabo, care se pregătește și este legitimată la Winners. Ea este cea mai tânără sportivă româncă prezentă în clasamentul WTA, însă sunt și alte nume importante tinere de asemenea. Cu siguranță sunt mândru de Briana Sabo, are doar 16 ani și uite că are deja multe puncte WTA, se apropie de prima mie în clasamentul WTA, este una dintre cele mai tinere jucătoare din lume în clasament, ceea ce ne face foarte mândri. Noi suntem alături de Briana și o susținem deja de câțiva ani și credem foarte mult în ea. I-am oferit un wildcard în vară pe tabloul principal și iar acum i-am oferit un wildcard pe tabloul de calificări.
cred că acolo chiar are șanse să prindă un tablou bun, chiar dacă calificările conțin jucătoare de top, chiar și top 120 în lume. Este o șansă unică pentru ea și, bineînțeles, vrem să o vedem cât mai departe. Iar dacă tot suntem la capitolul wildcard-uri, pe tabloul principal am oferit aceste wildcard-uri Gabrielei Ruse și lui Jacqueline Cristian, care știe toată lumea că sunt amândouă din noul val și poate amândouă au potențial probabil de top 20, top 10. Suntem în niște legende de noi. Iar Gabriela Ruse este foarte aproape de a intra pe tabloul principal și clasamentul ei. Ea este a doua în calificări. Dacă va intra, atunci acest wildcard va merge către Ana Bogdan. Trebuia să fie acest wildcard poate acorda și Mihaela Buzărnescu, dar sau al treilea, vreau să spun că al treilea wildcard putea fi acordat și Mihaela Buzărnescu, dar ea, din păcate, este accidentată și nu va putea veni, astăzi m-a anunțat. Ana Bogdan este jucătoarea care în locul Gabrielei Ruse va primi acest wildcard. Te-aș ruga să ne întoarcem puțin la Emma Răducanu, cea care a făcut senzație la US Open. Spune-ne cum s-a desfășurat comunicarea cu Emma Răducanu sau cu agentul ei pentru a o avea aici la Cluj săptămâna viitoare. Da, în primul rând, sincer vorbind, ei m-au contactat pe mine, au venit din proprie inițiativă. Faptul că ea vrea să joace în România, mi-a spus că este o țară cu însemnătate pentru familia ei, bineînțeles că tatăl și bunica ei sunt români. Chiar dacă ea, clar, trebuie spus că ea nu a crescut în România, este de mică plecată, are poate o doză de, să zicem, de naționalitate română din tatăl ei și probabil că asta a contat foarte mult. Ei au venit către mine, bineînțeles că am fost extrem de mândru, cred că i-aș fi contactat și eu dacă ei n-o făceau. Și da, e din propria inițiativă, asta ne bucură foarte mult. Cred că a vrut să vadă ce înseamnă România, a vrut să ia contact cu fanii români și să o întâlnească poate și pe Simona Halep, cu care are relație foarte bună. Deci uite că s-au aliniat planetele, ca să spun așa, o conjunctură. De asta am spus și de conjunctură, că nu știu când în România vom mai avea așa ceva vreodată. Este un turneu cu un tablou minim de 500. Pe scurt, pe finalul intervenției, te rog să ne explici cum se vor desfășura meciurile. Va fi o săptămână bună, plină de tenis, foarte bun, dacă îmi permiți. Da, sigur. Turneul va începe sâmbătă, acum în această sâmbătă. Sâmbătă, duminică, vom avea meciurile de calificări, începând din jurul orei 10 dimineață până seara târziu. Iar începând de luni, va începe tabloul principal, cu meciuri tot așa, începând de la ora 12, vor începe meciurile de luni. Și vom avea o secțiune și de seara, începând cu ora 6. Nu se știe programul de joc încă, fiecare seară, cu o seară înainte de fiecare zi se va anunța acest program, cine cum joacă, iar turneul se încheie, bineînțeles, cu fazele finale, semifinale, sâmbătă și duminică la finalul lor. Ce trebuie să știe telespectatorii noștri? Mai sunt bilete? Am înțeles că în unele zile este deja sold out. Da, într-adevăr, suntem sold out chiar de marți până duminică, dacă nu mă înșel, sau de miercuri, trebuie să vedeți cu ultimele date, dar cert e că am reușit pe ultimele 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, să suplimentăm un pic locurile prin faptul că am dat jos acest drapaj dintre terenuri, pentru că vom folosi doar un teren și am mai câștigat un număr de câteva sute de locuri, dar biletele se dau foarte rapid, interesul este absolut incredibil, nu m-aș fi așteptat niciodată, ne-a depășit total așteptările, probabil că dacă sala avea 8.000 de locuri disponibile, atâta se și vindeau și sunt mândru pentru că vrem să creăm o tradiție. Patrick Ciorcilă, îți mulțumesc pentru intervenția în cadrul emisiunii noastre. Cu siguranță evenimentul va ieși așa cum vă doriți și așa cum ne-ați obișnuit până acum. Totuși, merită să le urăm mult succes participantelor. Deci toate motivele, doamnelor și domnilor, să veniți săptămâna viitoare și începând cu acest weekend la Sala Polivalentă. Ediția noastră a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de TVR Cluj. Numai bine!